Un bărbat a fost amendat de polițiștii locali cu 30.000 de lei pentru că a abandonat la colț de stradă un frigider, anvelope auto uzate și saci cu deșeuri din amenajări interioare. Abandonul de deșeuri pe domeniul public rămâne o problemă de actualitate, la fel și apelarea la diverse persoane pentru a face astfel de servicii. Chiar dacă în unele cazuri cei care sunt surprinși depozitând resturile la colț de stradă nu vor să spună de cine au fost plătiți, ei riscă să fie sancționați drastic. Este și cazul unui bărbat de 28 de ani din Timișoara, care a fost depistat de polițiștii locali transportând cu un cărucior o cantitate mare de deșeuri, printre care un frigider, anvelope auto uzate, saci cu deșeuri rezultate din amenajări interioare pe care le-a abandonat pe domeniul public. Bărbatul a fost sancționat cu amendă de 30.000 de lei. Reamintim că sancțiunile pentru astfel de fapte sunt foarte mari și pot ajunge până la 45.000 de lei. Totodată, nu numai cei care abandonează deșeuri riscă sancțiuni, ci și cei care dau deșeurile, deoarece apelează la persoane neautorizate pentru transportul resturilor generate. Atragem atenția că polițiștii locali vor acționa în continuare pentru eradicarea acestui fenomen, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.